uitați, gata, funtița mea. Am cusut aici frumos, am cusut și aici, mi-am adus firul aici, fiindcă o să avem nevoie să continuăm elementele. Și acum vom face cel de-al doilea ochișor. Primul, da, l-am realizat eu și acum pe al doilea îl vom lucra împreună. Dintr-un singur fir de alize diva îl voi lucra cu o croșetă de 2, da? Pe cercul magic. Un ochi de lanț și în interior vom lucra 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4, 5, 6. Tragem, da? Unim în primul ochi. Un ochi de lanț și lucrăm 2 piciorușe scurte în primul ochi. 1, 2. În următorul, tot 2 piciorușe scurte. 1, 2. În următorul, un singur picioruș scurt. Da? În următorul, 2 piciorușe scurte. 1, 2. În următorul, 2 piciorușe scurte, 1, 2 și în ultimul, un singur picioruș scurt. Unim deasupra primului picioruș cu ochi alunecat. Un ochi de lanț, în primul un singur picioruș scurt, în al doilea un singur picioruș scurt, în următorul 2 piciorușe scurte, 1, 2, în următorul 2 piciorușe scurte, 1, 2, în următorul un singur picioruș scurt, în următorul un singur picioruș scurt, în următorul un singur picioruș scurt, în următorul sporim din nou. 1, 2, în următorul sporim. 1, 2. Și încheiem cu un singur picioruș scurt. Unim cu un ochi alunecat, da? Și acum vom introduce culoarea gri, da? Să facem așa marginea frumos. Ia să luăm noi firul gri, da, am reușit. În primul ochi vom face un singur picioruș scurt. În al doilea ochi, tot un picioruș scurt. Da? Acum vom spori. Prindem și firele în lucru, după cum vedeți. Da? 1, 2. În următorul, din nou, vom face 2. 1, 2. În următorul, tot 2 piciorușe scurte. 1, 2. În următoarele 4 ochiuri vom face câte un singur picioruș scurt în fiecare ochi, da? 1, 2. 3, 4.
În următoarele trei ochiuri vom spori din nou. Da? 1. Asta le lăsăm deoparte, le-am prins. 2. 1. 2. În următorul, din nou vom spori. În următorul, un singur picioruș scurt. În următorul, un singur picioruș scurt. Și aici. Un picioruș scurt și unii. Tăiem firul, facem curățenie la locul de muncă. Îl aranjăm frumos. Ia uitați. Bun. Și ochișor. Pe cercul magic realizați din fir alb de bumbac, da? 6 piciorușe scurte. Doar atât, da? Partea asta din mijloc. Și îl coasem aici frumos, în partea asta la altă, a ochișorului nostru, da? Punctăm și facem aici jos acest punctuleț alb cu acu, da? Și am realizat astfel și ochișorii. Acum, din firul de alize diva negru, îl vom așeza în două de această dată, la mânuțe și la picioare, da? Luăm croșeta din nou de 2,5, da? Și lucrăm cea de-a doua mânuță. Este foarte simplu. Pe cercul magic vom realiza 8 piciorușe scurte. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tragem. Da? Unim deasupra primului picioruș. Da? Un ochi de lanț în primul. Doar un singur picioruș scurt. În următorul sporim. 1, 2. În următorul, un singur picioruș scurt. În următorul sporim. 1, 2. 1. 2, 1, 1, 2 și am obținut 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 rânduri formate din 12 piciorușe scurte fiecare, da? Deci 1, 2, 3, 4, 4 rânduri, da? Bun. Unim aici și voi lucra 4 rânduri a câte 12 picioroși. Așa, și acum, după ce am lucrat aceste 4 rânduri, vom face scăderi. Vom scădea 1 da, 1 nu și vom obține din nou 8 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, un picioruș scurt în primul ochi, luăm fir,
luăm fir din următorul, scădem un picioruș scurt, luăm fir, luăm fir, scădem un picioruș scurt, luăm fir, luăm fir, scădem un picioruș scurt, luăm fir, luăm fir, scădem. Eu între timp am introdus deja un pic de vatelină, voi mai completa, bineînțeles, ca să întărim frumos. Acum voi face un rând format doar din 8 piciorușe scurte și mai apoi vom scădea toate ochiurile și astfel finalizăm și mânuța. Haideți că nu este greu. Gata și mânuțele. Acum vom face piciorul. Da? E un pic mai mare. Este simplu și acesta. Tot din două fire. Da? Tot firul în două. Tot cu croșeta de 2,5. La fel lucrăm 8 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Strângem. Unim deasupra primului picioruș și vom spori în fiecare ochi. Da? În fiecare ochi vom lucra câte două piciorușe scurte, automat că vom obține 16 piciorușe scurte. Unim deasupra primului picioruș, bineînțeles, un ochi de lanț și vom lucra în fiecare ochi câte un picioruș scurt, însă vom lua firul din partea exterioară a lucrului nostru. Introducem, lucrăm un picioruș scurt, luăm un singur fir, un picioruș scurt, luăm un singur fir, un picioruș scurt și tot așa în fiecare ochi. Următorul rând va fi format tot din 16 piciorușe scurte. Deci unim aici sus, însă vom lua amândouă firele, vom lucra normal. Deci în fiecare ochi câte un picioruș scurt. 2, 3, 4, da? Și acest rând îl vom lucra din 16 piciorușe scurte. Și următorul. Și apoi ne întâlnim, fiindcă vom face o scădere. Următorul rând vom scădea 1, da, 1, nu. Unim aici sus, da? Un ochi de lanț. Tot aici vom lucra un singur picioruș scurt. Acum realizăm o scădere. Luăm fir, luăm fir. Scoatem prin amândouă și am făcut scăderea. În următor un singur picioruș scurt, luăm fir, luăm fir, facem scăderea. În următorul luăm fir, facem un singur picioruș scurt și am scăzut. Un picioruș scurt, am scăzut, un picioruș scurt, am scăzut și am obținut 12 piciorușe scurte. Vom mai lucra încă două rânduri formate din 12 piciorușe scurte. Și ia uitați, prinde contur piciorușul nostru. Unim
un ochi de lanț, în primul un picioruș scurt, scădem, facem o scădere, da? Un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt și la final o scădere. Și am obținut 8 piciorușe scurte. Încheiem. Mai lucrăm încă un rând format doar din 8 piciorușe scurte și gata și piciorușul nostru. Îl umplem bine, 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 da, cu vată și am finalizat și al doilea picioruș. Aceasta este urechiușa. Tot un cerc, dar un pic mai amplu, pe care îl vom îndoi și vom realiza o urechiușă. Da? În schimb, îl vom lucra doar dintr-un singur fir. Da? Dintr-un singur fir și cu o croșetă de 2. Pe cercul magic vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strângem, unim și acum vom spori 1, da, 1, nu. A, nu, mă scuzați, vom spori în fiecare ochi, da? Și vom obține 12 piciorușe scurte, da? 1, 2 și tot așa și obținem 12. Am obținut un mic cerculeț, da? Acum vom spori 1, da, 1, nu și vom obține 18 piciorușe. În primul doar un singur picioruș, în al doilea 2, 1, 2, 1 singur în următorul, în următorul 2, 1, 2. La următorul rând vom spori din 2 în 2. În primul doar un singur picioruș scurt, în următorul tot un picioruș scurt, în următorul sporim 1, 2, în următorul un picioruș scurt, un picioruș scurt, sporim 1, 2 și vom obține 24 de piciorușe scurte și apoi vom mai realiza încă două rânduri formate din 24 de piciorușe scurte fiecare și gata și astfel finalizăm și urechiușa noastră pe care mai apoi o vom coase aici frumos cu acul, da, unim ca mai apoi să o putem prinde de căpșor. Și ultimul element, năsucul, tot dintr-un singur fir și cu croșetă de 2, da? Pe cercul magic lucrăm 6 piciorușe scurte. Este foarte simplu și acesta. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Punem aici, da? Un ochi de lanț, întoarcem lucrul. În primul lucrăm un singur picioruș scurt. Da? În al doilea sporim. 1, 2. Dăm după croșetă și în următorul lucrăm un picioruș dublu redus. Scoatem prin toate trei, da? Un ochi de lanț, dăm din nou după croșetă și tot în același ochi încă un picioruș dublu redus. Scoatem prin toate trei. În următorul sporim 1, 2, da? Și în următorul un singur picioruș. Să introducem bine, bine aici. Da? Un ochi de lanț, aici jos, la bază, lucrăm un picioruș scurt, în interior, în mijloc, două piciorușe scurte, da? Strângem bine aici, pe cât posibil, da? Să nu ne rămână nouă aici, perfect, așa, ne ducem și introducem tot aici, la baza piciorușului și mai lucrăm un picioruș scurt, apoi aici sus, la picioruș și un ochi alunecat și gata, dragii mei, și năsucul. Ați văzut cât de simplu a fost? Da. Scoatem fir și întărim aici frumos. Și ne pregătim acum toate elementele ca să finalizăm proiectul nostru. Și avem corpul, da? Funtița aici sus o vom prinde frumos cu acu, da? Apoi urechiușa, în continuarea funtiței noastre, deci pe lateral, o îndoim ușor, da? O arcuim un pic, mai bine zis. Și vom prinde, da? Și urechiușa. Mai apoi, picioarele, bineînțeles, aici, frumos, le încadrăm, da? Haideți că nu este greu. Prinde viață, pandi. Mânuțele, un pic mai jos, da? Nu chiar la mijloc, da? Așa, cam așa, da? Deci nu le ducem mai sus. O idee, da? Mai jos de mijlocul nostru. Ochișorii, bineînțeles, îi coasem și pe aceștia, frumos. Uitați că aici trebuie să cos eu partea albă. Bineînțeles și năsucul, da? Îl instalăm și pe el aici frumos. Și curița trebuie ușor arcuită, da? Vă desenați ușor, ușor cu creionul, eventual. Vă faceți un contur, desenați o guriță frumos. Apoi, cu ac și ață neagră, automat că veți face după desenul dumneavoastră contur. Și dacă doriți să mai adăugați un pic de fir roșu, care să imite aici un pic la guriță,
da? Ca și la țopăilă, eu i-am făcut o limbuță. Dacă doriți, îi faceți așa. Dacă nu, pur și simplu punctați aici în jurul, în mijlocul guriței, punctați cu roșu, da? Cum doriți acum. Fiecare la liberă alegere. Voi monta, voi coase, voi lipi, da? La celălalt chiar am lipit nasul cu ochișorii, acum cum doriți și dumneavoastră, dar dacă lucrați pentru copilași mai micuți, ei au tendința întotdeauna să tragă și automat se deslipesc, deci ideal este să coaseți toate aceste elemente. Eu vă doresc spor la cusut și ne întâlnim la final. Și gata, dragii mei, ia uitați cât de minunat a ieșit. Am făcut aici un mic cerculeț dintr-un fir subțirel, da, imită limbuța, deci se strâmbă pandi la noi. Am lipit toate elementele, da, dar pentru copilaș le coaseți, da, să fie în siguranță. Și iată și cel de-al doilea personaj, gata, pandi din familia Baby Ricky, da? Acum țopăilă nu mai este singur, are un prieten, deci până apare și al treilea, au cum să se joace împreună. Dragii mei, eu aștept lucrările dumneavoastră, dacă le realizați după tutorialele mele, pe grupul meu de pe Facebook, Lucru Manual de Prin Lume Adunate, aștept cu nerăbdare pozele, să știți. Și totodată vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, că ați lucrat alături de mine. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, poate doresc și alți prieteni de-ai dumneavoastră să lucreze. Și până pe data viitoare, eu vă doresc spor în toate cele bune!